Cardurile pentru carburant întârzie. Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială au anunțat persoanele cu dizabilități care au depus cereri pentru acest card să nu se bazeze pe faptul că vor primi banii până la finalul anului. În aceste condiții, beneficiarii sunt așteptați să depună cerere pentru decontul carburantului sau pentru abonamentele de călătorie. Până la acest moment au fost depuse peste 3.000 de cereri pentru acordarea cardului pentru carburant. Mii de mehedințeni au depus încă din luna martie cereri pentru acordarea cardurilor pentru carburant, însă acestea întârzie, iar beneficiarii sunt în pericol să-și piardă drepturile. Oamenii trebuie să meargă la Direcția Generală de Asistență Socială și să depună solicitare pentru virarea banilor pentru decontarea carburantului pe cardul personal sau pot opta pentru acordarea biletelor de călătorie. Informăm persoanele cu dizabilități de pe raza județului Mehedinț, care au optat anul acesta pentru acordarea drepturilor de transport sub forma cardului de carburant, că aceste carduri nu au fost încă eliberate. Din această cauză, pentru a nu le fi afectat dreptul la acordarea gratuității la transportul interurban pentru anul 2024, aceștia se pot prezenta la sediul serviciului nostru din Drobeta Turnu Severin, strada Matei Vasilescu, numărul 12A, să opteze pentru alte variante, și anume acordarea de bilete de călătorie sau decontarea carburantului în baza bonurilor fiscale de carburant. Formularele se pot obține de la sediul instituției noastre sau de pe pagina de internet DGASPC Mehedinț, la secțiunea formulare, și se pot depune până cel târziu la data de 24 decembrie 2024. Cei care vor depune cererile pentru decontarea carburantului până la sfârșitul anului vor putea beneficia de toată suma restantă a anului în curs. Sumele acordate sunt de 1.500 de lei pentru gradul 1 și 750 de lei pentru gradul 2 de handicap.